Vită în scenă echipa Farmazonii, Liceul Teoretic Anton Guzun. Și-a încremenit. Tu nici n-ai observat. Am ești o perdină. Și mai multe. Ei, hai. După cum știm, toată lumea este condusă de mine. Ai pături, ai măcuri, ai poduri și tot așa mai departe. Dar numai nu la noi în Buboc. La noi ai casă, ai masă. Ai un dorni, ai diplomă, ai bal. N-ai diplomă, n-ai bal. Ai umor, ești farmazon. Nu cred că cineva sunt cu mosca de căciolă, măi. Măi, Vlădos, măi. Dar și cu tătă matineu este aici, și cu oamenii ăștia să uite la mine în gură și grăiesc. Mă, că tu tătă ești veacul 18. Asta e palul de la Pulpoaca. Pentru absolvenți sunt farmazonii noștri. Ei trebuie să primească diplome și să pui mohorici. Mohorici? Nu, mie trebuie să pui mohorici. Mohorici? Diplomul nu-mi trebuie. Măi, să-ți spui și ne... Dar unii de nu-s? Dar pe el tot o absolvit. De nu-s? Numai cu universitate. Ia stai o lipstică, de-a să o strigăm o lipstică. Vasea, tu poți striga frumos? Ian. Ia strig o dată, dar nu? Gata, Vasile, ajunge că ne-i spăriet Maira. Ajunge. Măi, Vlădos, de unde e Dănuț? Nu trebuie să ies el pe ieșea. Ar trebui, dar... Dar el, da. Hai, la universitate. Dar cum, el s-a terminat de inginer. E că unii s-a pierdut el 14 ani. E, mă, că nu e important asta, important știi aș paclui. Tot e mai gine că de faci ții voca, să ai și dă una prost, că trei ingineri și patru contabili. Să, asta-i bun, măi, să, asta-i bun. N-a să-ți dai seama și fac eu amuia. Și faci tu amuia. O venit ieri de nus la mine să zic că... Auzi, mă, că... A să mai strici odată nusile cu colțunii mei, a să-ți îndoi o gheală. Să eu ca sunem doi o gheală, ea că-i fac o pereche de colțuni. A, dai nervos, nepotul ăsta. Da ochelarii ți-ai pentru și... Am cataract încă din nascare, mă mănânc prune să ne se îndoaie stomacul pe dos. Nu-i pe asta, de să spun eu, la dat vă spun, la des am zisat eu. Ia, ne, ne. Într-o zi, dar nu că într-o zi, dar într-o noapte mai bine spus, mergem eu pe drum, să zic de baba sa, să se răposească o leată, cum am asăzat-o pe chiatra și ei de lemn, să mă gândesc. Vine zanoșia, măi, așa care îmi plac, doamne, iartă-mă. Da. Apoi ea că vine la mine să uită să alumb la mine, dar eu am crezut că eu ied, mă, măi. S-a mă început să-mi fac cruze, am vrut să o stuchez, dar m-am răzgândit. Dar ei au venit cu o mână de pătruci, gras, frumos, răstească la pâtă. Să zic că da, pătruci, este să-i dăi farmazonilor. Și luat! Să m-am trezit. M-am trezit odată. Și ia ca mai multe, dragi farmazonia, să vă spună întreaga echipă, să mămica voastră, să mămica noastră. Prea mulți copii, salariu, nu-i ajungi pentru toți. Scumpii noștri farmazoni, scumpii mei farmazoni, chiar de nu purtați azi tricouri oranj și blugi, oricum faceți parte din sufletul meu, ați intrat acolo pentru totdeauna și faceți parte din marea familie care se numește Farmazoni. Și să știți că din această familie nimeni niciodată nu o să vă elimine. Sunteți așteptați și în sală, și pe scenă, dacă o să permită regulamentul. Noi vă iubim și vă așteptăm. Și pentru aportul considerabil la creșterea numărului de glume pe un metru pătrat,
mărirea gurilor fără intervenție chirurgicală a celor prezenți în Palatul Raional de Cultură. Recunoașterea pe toate drumurile raionului fiind urmată de cuvintele ăsta e farmazon de la Bulboaca. Menținerea și perpetuarea spiritului tevecist farmazonesc, etc., se decorează cu Ordinul Farmazon de gradul 1, următorii absolvenți. Budiștean Mihaela. Dragancea Vasile. Lușmanski Mihai. Matei Daniel. Mihailu Victor. Reu Eugen. Și capitanul echipei Farmazonii ediția 2016, Grigore Vasile.